A fost teamă de securitate? A fost vreodată, ați simțit securitatea pe urmele dumneavoastră? Că alții au mai simțit-o, s-au trezit și cu ea prin casă. N-am avut niciodată. Știam că e cu noi totdeauna o privire atentă, dar da, nu. Și apoi mai aveam și noi când plecam în străinătate câte, da, hai, câte aveam, 100, 150 de dolari maxim, făcute rost cu de-ala. Dar pe ne știau și la vama acolo, știți, haide mă trece și... Noi le lăsam când veneam un pachet de țigări și erau la vamă, erau unii care erau cu steagul unii, cu alea, ca pe peste tot. Și cu puținii bani pe care aveați, ce vă cumpărați de afară? Un pantof, un dără, da, erau bani. Ne dădea indemnizația, micu, puțin, dar erau ceva. Da, sau cum noi am avut cu Olympiacos, iarna, în pregătirea mergeam pe la ei, sfârșitul lui februarie, martie, și ei veneau, când e căldurile astea de mur acum, iulie, ei veneau în poiană. Na, și atunci erau chiar când se ieftineau lucrurile. Da, păi găseai lucruri, cum erau cu dracmele atunci, 5-10 dracmele, tot ce vrei. Eram mulțumit și ei aici cu apa rece, cu una. Nu, na, știam că sunt peste noi. Mai știam și că sunt care de echipă toarnă. Hai să fim, nu. Au fost, da. Au fost și sunt și acum și peste tot sunt. Da. Ei știam care sunt și gata, da, ce să toarne? Păi nu vă era teamă de ei? De ce teamă? Ce să ne fac? Așa să vezi că rămâi, că cum au mai făcut, da? Cine rămâne acolo? Nu rămânea nimeni. Plus mi se pare că nici n-am avut valoare să rămânem, știi? Că dacă aveai valoare, te mai țineau pe acolo. Bă, dar încoie, n-a rămas, ce-a făcut? Până la urmă ce-a făcut? Na, Dumnezeu să-l odihnească, da? Deci, nu. Bine, ăla va rămâne un mister. Misterul morții lui Dan Coie, dacă a murit sau a fost spânzurat, așa cum se... Știți că... cum era asta când spunea ultimele de alea, nu trageți tovară, știi, și s-a sinucis, știi? Era vorba aia. Da. S-a sinucis și ultimele cuvinte, nu trageți tovară. Da.